Sunt Marian Crișan și o să prezint scurtmetrajul meu Camelia în Festival Friends. Eu când fac scurtmetraje mă simt mai liber decât la lungmetraj să experimentez diferite forme și structuri. Scurtmetrajul Camelia povestește despre o întâlnire banală care se petrece într-o casă, într-o zonă asta de rezidențială, de vile. Și la această întâlnire nu vine Camelia și asta devine așa un fel de întrebare. Cine e Camelia și de ce nu a venit? De obicei, când încep să scriu un scenariu, încep așa instinctual de la o impresie sau pe care mi-o las o situație sau dacă văd ceva în realitate, adică în viața de zi cu zi văd ceva sau aud ceva. Și vreau să arat zona asta, Pipera, zona de vile, de rezidențial, unde nu prea se filmează. De obicei, poveștile se întâmplă la blocuri, în blocuri sau la țară. Sau... Tot timpul mă gândesc la neorealism și la italien. Vreau tot timpul povești în oraș, dar și lângă oraș. Zonele care atunci se construiau lângă Roma sau... și filmau acolo. Și așa și București acum, adică ai și blocuri comuniste și cartierul ăsta, Centru Vechi sau Floreasca, dar ai și Pipera. Și vreau să filmez acolo, să sondez un nou fel de personaj român care are rate de credit mai mari și are potențial mai mare. Oricum ați aranjat mișto aici. Da, am vândut apartamentul. Ți-am spus. Și am luat un credit. Garsoniera a lăsat-o la închiriat și cu banii de pe chirie plătim rata. Am stat și la maică-mea vreo lună de zile. Provocare de fiecare dată când încep un film. Ce să caut și actorii care n-au mai jucat sau n-au jucat prea mult în film. Și aici e un actor care cred că face față cu brio, e Relu Poale Lungi. Chiar nu am văzut în prea multe filme, dar îmi simțeam așa că poate face ceva. Auziți-mi? Ce-ar fi să ieșim cu toți într-un club? Da, moșule, ieșim, sigur. În Gaia. Gaia, nu mă, ca pe vremuri, cluba, nu? Da. De obicei asta e cel mai frumos lucru la o filmare, când simți că treci dincolo de ecran puțin și... mai este momente credibile și chiar emoționante, mai greu într-un scurtmetraj când ai timp, poate, dar care să te prindă.